În această seară, fetele și mamele s-au jucat și ping-pong și jocul acela de alcătuit fraze și să spună fiecare pe rând ceva pentru a ieși la sfârșit o frază amuzantă sau o poveste amuzantă. Iar plictise la tot ce a făcut apariția la un moment dat și au venit cu ideea Daria, doamna Mirela, să Facă un joc de remi. Spunea doamna Mirela că au carton, au și forfecuță, nu aveau pix sau creion ceva și a zis Bia că se poate cu acela de ochi, dar că ea nu vrea remi, ar vrea altceva. Și atunci tot Daria și doamna Mirela au zis nu remi. Bia continua să le explice că e multă muncă și trebuie să facă foarte multe cartoane cu toate piesele și că i vrea tabinet. Și atunci Daria a zis, tu fată, numai cât ne enervezi, taci. Doamna Lucica zicea și dumneei că într-adevăr sunt multe piese de făcut și apoi au început să dezbată cam câte le trebuiesc, dar mai târziu au renunțat la idee.